Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Șoc și groază, haită de lupi într-o comună băcăoană. Tricolorul călător a poposit la Târgu Ocna. Vești extraordinare, se deblochează programul Casa Verde. Dacă în urmă cu câțiva ani locuitorii comunei Livezi, județul Bacău, erau îngrijorați de urșii care se apropiau alarmant de gospodării, iată că acum aceștia sunt înspăimântați de un alt pericol. Cetățenii se confruntă cu o nouă provocare, apariția unei haite de lupi în pădurile din apropiere, în special în zona Valea Rea, Balica, Râul Rece și Ghilmeciu. De fapt, haita de lupi se apropie tot mai mult de comunitate și le amenință animalele, dar și siguranța personală. Vești extraordinare, se deblochează programul Casa Verde. De mâine, programul Casa Verde Fotovoltaice, ediția 2023, va fi deblocat. Anunțul este făcut chiar de către ministrul mediului Mircea Fechet. Mă bucur să-i anunț pe toți beneficiarii înscriși în ediția de anul trecut a programului Casa Verde Fotovoltaice că aplicația se va debloca începând de mâine ora 10. Din acel moment, toți solicitanții care nu au selectat un instalator până la data suspendării programului au la dispoziție un termen de maximum 90 de zile. Pentru selectarea unui instalator validat prin intermediul aplicației puse la dispoziție de AFM. Asta înseamnă că în cel mai scurt timp 90.000 de gospodării din România vor beneficia de o factură mai mică pentru curentul electric, producând în același timp energie curată, fără emisii și poluare. Dacă adăugăm cei aproximativ 100.000 de potențial beneficiari din ediția din 2024 a programului, când avem un buget record de 2 miliarde de lei, dar și alte programe de finanțare de la nivelul guvernului, putem spune că, într-adevăr, 2024 va fi anul prosumatorilor în România, explică ministrul băcăoan al mediului Mircea Fechet. Andreea Miclo și Ștefania Uță se impun în Ungaria. În cadrul unui meeting indoor desfășurat la Nyíregyháza Centrum din Ungaria, sâmbătă 20 ianuarie, cursa de 400 de metri a fost câștigată de Andreea Micloș de la CSM București, antrenor Emeric Becri, cronometrată în 52,70, urmată de către Ștefania Uță, CS Vâlcea 1924, CSM Onești, antrenor Alina Enescu, 54,89. Pe cea de-a cincea poziție s-a clasat Sandra Belgian, de la CS Cluj, antrenor Melinția Măcelaru. În cadrul aceleiași competiții, Cristina Bălan, de la CS Athletics, antrenor Raymond Guliaș, a câștigat cursa de 800 de metri, urmată de Claudia Coștiuc, de la CSM Dorna Vatra Dornei, antrenor Cristian Prăsneac, și de Lenuța Constantin, CSM Bistrița, antrenor Emil Rus, în timp ce Alexandru Prăsneac, CSM Dorna Vatra Dornei, antrenor Cristian Prăsneac, a trecut al treilea linia de sosire în proba similară masculină, fiind cronometrat în 1:54,51, record personal. Totodată, început de an cu dreptul pentru Ramona Verman de la CCM Bacău, antrenor Aura Balaban. Atleta noastră s-a impus în cadrul meeting-ului internațional indoor de la Ancona, Italia, în proba de săritură lungime cu 6,34 metri. Recent, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a făcut o succintă prezentare a proiectelor anului 2023 desfășurate în județul Bacău, menționând totodată faptul că de multe ori, instituția pe care o conduce este partener de încredere în concretizarea acestora. Avem infrastructură rutieră, domeniul infrastructurii rutiere, sunt 27 de proiecte de investiții, din care 100, așa înseamnă 189 de kilometri modernizați, valoarea totală este de 563.531,152 lei, și avem încă 30 de proiecte de întreținere, și aici pot să vă explic ce înseamnă întreținere. Înseamnă refacerea drumurilor existente și aducerea la un standard superior de calitate, dar pe zona de întreținere, celălalt reprezintă modernizări și construcții, și evident care țin de zona de se realiza pe baza unui proiect și a construcții noi. Avem undeva 300, în total, 347 de kilometri realizați
în perioada, în ultimii 3 ani. Sunt proiecte, o parte din proiecte sunt începute și aici putem, o să vedeți că de fapt pe fiecare parte, când am început în 2019-2020 o parte și sursele de finanțare pe aceste proiecte, pe de o parte bugetul propriu este de 147.647.000, fonduri europene, POR 229.841.902, PNDL 101.247.092, deci bugetul de stat, și lucrări în asociere 39.045.678. Haideți să le enumerăm cele din infrastructură. Bineînțeles, cel mai important proiect de investiții reprezintă 96 de kilometri care tranzitează 11 comune și sunt peste 30.000 de beneficiari. Această lucrare a fost împărțită în 3 loturi, toate finalizate, toate recepționate. Lotul 1, ce ține de limita de județul Neamț până la Traian, apoi lotul 2, limita de județul Vrancea până la Vrancea, Podul Turfului, zborul Berheciului, și zborul Berheciului Secuen, lotul 3, dar care de fapt este la mijloc. Așa a fost împărțit, așa l-am prezentat. Perioada de implementare e în noiembrie 2017, decembrie 2023. Suma totală, suma totală este de 229.841.902,8 lei. Este finanțat prin POR, avem și o contribuție importantă de la nivelul Consiliului Județean. Să știți că nu a fost un contract chiar foarte simplu de implementat. S-a scris în anul, de câte știu, fișa de proiect, depunerea a fost undeva în anul 2016, la începutul exercițiului financiar. Mandatul fostului președinte de atunci s-a pus pe hârtie, s-a obținut finanțare, apoi a urmat partea de proiectare și de achiziție și efectiv de execuție. Lucrul ăsta s-a petrecut în perioada noiembrie 2017-decembrie 2023. Ordinul de începere a lucrărilor efective a fost dat undeva în vara anului 2020. Am la acest proiect am întâmpinat și greutăți, dar uite că s-a reușit să-l implementăm până la finalul anului 2023. Faptul că s-a reușit într-un termen foarte scurt să recuperăm timpul pierdut pe perioada pandemiei și prin rezilierea unui contract care trena, cei 58 de kilometri, mă refer la lotul 2, s-a realizat în termen și în foarte bune condiții. Te rog. Apoi avem o serie de investiții prin Consiliul Județean. Reabilitare, modernizare DJ-117, podul Berzunț, știți cu toții, reabilitare podului pe DJ-117, apoi știți care face legătura între Berzunți, poduri, a fost împărțit în două, pe de-o parte localitatea, pe area localității Berzunți și pe area localității poduri, unește cele două localități și, după cum vedeți și noastră, sunt realizate în condiții foarte bune de calitate. Reabilitare poduri DJ-117, apoi avem pădureri Bolovana 15 km, reabilitare și modernizare 123, Harghita, Valea Uzului, Dărmănești, 6,3 km. Reabilitare și modernizare DJ-119 Ciucan, zona Răcăciuni, cu Motoșeni, Stănișești, 15 km. Tronsonul Bălcescu Fărăoan de 1,8 km și urmează acum să-l finalizăm prin Anghel Salim, să facem legătura cu Sărata.
DG 118 de Strugar Rechitiș, 6,3 km și acolo o lucrare foarte frumoasă și nu știu dacă le-am de să le regăsiți în imagine, dar într-adevăr arată un drum realizat în condiții de calitate superioară. Un drapel tricolor lung de 120 de metri a fost purtat prin mai multe localități din Muntenia și Moldova pentru a marca împlinirea 165 de ani de la Mica Unire. Până pe 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române de la 1859, acesta a trecut prin 7 județe. Pe 19 ianuarie, drapelul a ajuns în județul Argeș, comuna Buchea de Sus, unde a fost purtat de la mic la mare de zeci de persoane de la dealul Măgura și până la monumentul eroilor din centrul localității. Drapelul și-a continuat călătoria și a ajuns pe 20 ianuarie în comuna Costache Negri din Galați. Duminică 21 ianuarie, tricolorul călător a ajuns la Focșani, oraș simbol al Unirii, iar luni 22 ianuarie de la ora 11 la Casa Memorială Moșii în Roată din comuna Câmpuri, județul Vrancea. Marți 23 ianuarie de la ora 10, tricolorul călător a ajuns în județul Buzău la monumentul eroilor din comuna Patina. În aceeași zi, acesta a poposit și la Târgu Ohna, județul Bacău, unde punctul de plecare al evenimentului l-a constituit mormântul marelui om politic Costache Negri, aflat în incinta bisericii Bunavestire Răducanu, cel care a contribuit decisiv la înfăptuirea Unirii Principatelor Române de la 1859. Traseul a continuat spre piațeta Costache Negri, unde drapelul a fost arborat în turnul clădirii primăriei orașului Târgu Ohna. Onorată asistență! Sunt profund emoționat și onorat că am posibilitatea să particip la o asemenea activitate de un patriotism ieșit din comun, mai ales în ultima perioadă de timp. Aș vrea să încep, eu aș putea să vorbesc 2-3 zile despre Costache Negri și nu vreau să exagerez, dar promit că voi vorbi foarte puțin. În primul rând, dați-mi voie să arăt această fotografie și să vă spun că, în opinia mea, ar trebui să se găsească în locuința fiecărui cetățean de pe aceste plaiuri, în semn de respect, așa cum transilvănenii țineau în odaia curată istoria românilor scrisă de Nicolae Iorga. Ne-a făcut onoarea să-și aleagă locul de veci în această zonă și noi trebuie să fim mândri pentru asta. Motivele au fost multe. Vreau să spun încă o dată, Costache Negri este una dintre cele mai importante personalități românești în secolul XIX. Au fost multe personalități, dar el, ca să-i spun așa, a fost omul care niciodată n-a ieșit în față prin vorbe, ci l-au scos la suprafață faptele sale mărețe. A avut foarte multe calități. Și nu pot o să vă spun și una să vă descrețez frunțile. În primul rând că a fost demn. A fost demn întotdeauna în întreaga lui carieră, nu s-a înclinat în fața nimănui, mai ales în fața străinătății. Dacă citim documentul întocmit la Iași de unioniști, unde se solicita să fie adus în țară, în Moldova și în țara românească, un domn străin, Costache Negri, din toți cei 19 care au semnat, sub semnătura lui a spus, cu excepția punctului 1, fără domn străin. Iată un exemplu de demnitate. Un altul mai de familie, să-i zic. El a vrut să îl înfieze pe el Costache Conachi, unul din cei mai mari boieri ai Moldovei, pentru că s-a căsătorit cu mama lui Negri. Și a vrut, i-a promis lui Negri că îi dă întreaga avere, era cel mai bogat boier din Moldova, dacă își schimbă numele din Negri, de la tatăl său, în Conachi. Cu demnitate a refuzat. A refuzat să-și facă alte, să zic așa, ambiții la care era era dirijat de către alții. Nu știm scopurile. Cert este că a avut și momente de profund, să zic așa, umanism. A fost și ironic. Vă dau un exemplu. Nu vreau să vă țin list multe. Aici, știți că locuia aici vis-a-vis și primarul s-a dus la el în vizită
pentru că avea foarte multe fructe produse de pomi aduși de el din Constantinopol. S-a dus primarul, s-a dus Negric cu un coș, nu știu dacă vă plictisesc, dar o spun până la capăt pe asta, s-a dus cu un coș de pere și alte fructe, el a oferit. Primarul Țanțoș, nu-i nicio aluzie la Cristi, primarul foarte Țanțoș i-a spus, o să trimit paznicul să le ia de la dumneavoastră. Negri a tăiat-o pe scurtătură, primarul e pe acolo, chiar e o bifurcație, a venit pe scurtătură la paznic și i-a spus, le-am adus eu ca să nu te mai obosești. Eu nu știu ce a înțeles primarul de atunci din gestul lui Negri, dar avea ce să înțeleagă dacă avea ceea ce trebuia să aibă în cap. Vreau să spun că acum, în aceste momente, se împlinesc 165, nu? De ani, exact la această oră chiar, era la Varna, trimis după ce fusese ales Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Moldovei, el a trecut Dunărea pe gheață, după ce s-a oprit prin București și a convins pe bucureșteni, puțină lume știe că el a convins bucureștenii să îl aleagă tot pe Alexandru Ioan Cuza. El a convins și de la Varna îi dădea telegramă lui Cuza exact pe data de 23 decembrie și îi spunea că au ajuns sănătoși până la Varna. El s-a ocupat de primirea lui Cuza la sultan. A fost primul domn din principatele române, Alexandru Ioan Cuza, datorită prestanței, prestigiului și puterii de convingere a lui Negri, primul domn, așa cum spuneam, domnitor era Cuza de acum, care nu s-a mai supus regulilor umilitoare. Și pentru cei care nu știu să știe că domnii noștri când se duceau, erau îmbrăcați când se prezentau la sultan în ținută de soldat turc, trebuia să sărute papucii sultanului care îi primea tolănit acolo, trebuia să facă, nu știu cum să facă astea, mătănii în fața tuturor demnitarilor. Iar datorită lui Negri, Cuza a fost primit într-adevăr ca un de la egal la egal. Iată că o nouă ediție, ați făcut așa o tradiție frumoasă aici la Târgu Ocna, ca de unirea principatelor, un tricolor imens să înfășoare așa cu dragoste orașul stațiunei Târgu Ocna. A doua ediție, sub genericul Unirea face puterea, tricolorul călător. Mulțumesc colegilor și prietenilor noștri din Muntenia care au ales să vină și să aducă acest minunat tricolor de 120 de metri și la Târgu Ocna în acest an, într-o zi frumoasă de iarnă, autentică, cu zăpadă, pe care am așteptat-o cu multă bucurie. Și aici la Târgu Ocna putem spune că patriotismul este la el acasă, pentru că, iată, marele om politic, Costache Negri, om care a construit alături de alți oameni politici și patrioți Unirea Principatelor Române, a ales ca să trăiască la Târgu Ocna și ultimii ani din viață se petreacă aici și chiar aici se află și mormântul și are locul de veci. Pentru noi este un mare respect, o mare responsabilitate să ducem mai departe și astăzi acești copii minunați de la toate unitățile de învățământ, participanți, au dus cu bucurie, cu respect, cu onoare și au fluturat drapelul, pornind de la Biserica Răducanu, de acolo de la mormânt și prin zona centrală a orașului și am ajuns aici în piațetă și în final l-am ridicat pe instituția primăriei. Eu zic că e un moment important, o acțiune și o manifestare cu mare însemnătate. Și anul trecut și anul acesta câțiva prieteni de suflet ai Târgu Ocnei au fost prezenți și când zic asta mă refer chiar la prefectul județului Bacău, domnul Lucian Bogdanel, mă refer la vicepreședintele Consiliului Județean Gelu Panfil, iată că respectă tradiția. Da, și alături de dumnealor au fost și alte personalități ale județului, au fost primarii din zonă, primarul de la Târgu Trotuș, primarul de la Gura Văie, primarul de la Bârsănești. Am avut deosebită plăcere să avem musafiri și pe doamna inspector școlar general, doamna Anca Egarmin. Și iată că o mare bucurie și o surpriză, domnul primar Ionel Chiriță, de la comuna Padina, din județul Buzău, la limită cu Ialomița, a venit aici. Și pentru noi este o onoare, o bucurie că iată românii de peste tot. Am întâlnit aici în piațetă și turiști de la Constanța, de la Tulcea,
de la Galați. Deci iată că români de peste tot au ales să petreacă câteva clipe sau câteva zile la Târgu Ocna. Hai să dăm mâna cu mână, acesta ar fi, să zicem, motoul acestei zile și s-a înfăptuit astăzi. Da, hai să dăm mână cu mână, toți cei cu inima română, și iată că această horă ar trebui să fie nu numai astăzi și nu numai mâine, odată cu ziua de 24, ci ar trebui să fie în fiecare zi. Iar încrederea și speranța trebuie să nu ne părăsească. O zi de mare însemnătate astăzi, 23, sărbătorim în avans 24 ianuarie, Unirea Principatelor Române, iar deasupra noastră, ca să zic așa, protector, veghează Costache Negri. Prima dată la Târgu Ocna? Nu prima dată, dar de fiecare dată, ca și acum, a venit cu plăcere. Și mai ales acum că împreună cu domnul primar am pus la cale acest obiectiv măresc și sperăm să fim demn de a merge pe urmele înaintașilor noștri. Și bineînțeles vreau să vă spun că există, așa cum dumneavoastră și bine faceți că vă mândriți cu Costache Negri, și noi putem să spunem că am avut cumva un moment comun și de importanță atunci cu prilejul Unirii, când domnitorul Cuza a fost întâmpinat în Buzău, unde a petrecut o noapte spre plăcerile locuitorilor de atunci. Noaptea aceea la episcopie a fost de pomină și e descrisă mai târziu de cronicari. De asemenea, din județul Buzău a mai avut o personalitate care a făcut parte din divan și a influențat, eu știu, drumurile de mersul de unire, se cheamă Costache Moglan, o personalitate buzoiană care prin familie are legături chiar și cu unele familii din localitatea noastră Padina. Deci undeva ne-au unit toate aceste, eu știu, caracteristici, toate aceste lucruri bune făcute de înaintașii noștri, cărora le mulțumim, altfel n-am fi fost noi azi aici să ne bucurăm. Am descoperit cu uimire că sunteți membru într-un cor, într-un ansamblu, ca să zic așa, ceea ce dovedește încă o dată dragostea față de tradiții, față de rădăcinile poporului nostru. Da, grupul nostru se numește Grupul de Tradiții Macoveiu, reprezintă vechea, denumirea reprezintă vechea denumirea așezării noastre, Padina înainte se numea Macoveiu. Acest grup a fost înființat în 1976, suntem aproape de la început și încercăm să peste 2 ani să aniversăm așa cu cinste 50 de ani de activitate în memoria celor care ne-au învățat și care ar fi mândri să vadă că n-am uitat cântecele și jocurile, mai ales niște jocuri tradiționale unice pe care încercăm să le ducem mai departe și le dăm copiilor și urmașilor noștri la rândul nostru. Un mesaj pentru băcăoanii care ne urmăresc și de ce nu o invitație să vedem și noi localitatea pe care o conduceți, nu? Da, mesajul ar fi că întotdeauna sunt bineveniți și cred că unii dintre dumneavoastră știu, drumul spre mare trece prin localitatea Padina și așteptăm oricând cu plăcere. Cred că de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă au făcut drumul ăsta în fiecare an. Și tocmai pentru asta ne îngrijim să ținem vara, eu știu, drumul curat, ca să plece cu o impresie plăcută. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 27 ianuarie, cerul va fi parțial noros, cu șanse mari de ninsoare în prima parte a zilei. Maxima zilei ajunge până la valori de 4 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 0 grade Celsius. Duminică 28 ianuarie, vremea se menține rece, cerul va fi noros, dimineață pot să apară izolat chiar averse de ninsoare. Maxima zilei nu trece de valoarea de 2 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 2 grade Celsius. Luni 28 ianuarie, vremea continuă să se mențină rece, cerul va fi înnorat, maxima zilei nu trece de 1 grad Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 5 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.